Cu doar câteva zile înainte de începerea unui nou an școlar, peste 100 de elevi de la școala gimnazială Mihai Vodă din localitatea prahoveană Pleașa au primit astăzi ghiozdane și rechizite. Acțiunea se află deja la a 8-a ediție. Copiii care au primit astăzi daruri locuiesc în satele Pleașa, Colonie Pleașa și 1 Mai și provin din familii numeroase, dar și cu o situație financiară modestă. Cu această ocazie, părintele paroh Marius Gheorghe le-a vorbit elevilor despre importanța școlii, dar și despre ajutorul lui Dumnezeu în drumul spre reușită. Biserica întotdeauna a fost aproape de școală și copiii au nevoie să fie îndrumați spre cunoașterea adevărului lui Dumnezeu, dar și spre cunoașterea învățăturilor celor bune și folositoare. De aceea și noi în fiecare an căutăm să fim alături de elevi, nu doar prin acțiunea de astăzi de donare de ghiozdane complet echipate, ci fiind aproape ori de câte ori aceștia au nevoie de sprijin, de îndrumare, de călăuzire, dar și mai ales de un cuvânt de îndreptare în aceste zile atât de tulburi. Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut și cred că relația dintre biserică și școală este una extraordinar de importantă, pentru că școala s-a născut în tinda bisericii și împreună cu profesorii, biserica reușește să-i zidească pe copii atât pentru societate, cât și pentru dobândirea virtuților creștinești pe care fiecare dintre noi ar trebui să le căutăm în această viață. I-am îndemnat astăzi pe copii să fie ascultători în noul an școlar, să asculte de profesorii lor, să-i respecte, să fie buni unii cu alții, să se încurajeze, să fie alături de cei care au mai puțin, să îi încurajeze pe cei care poate într-un moment de neputință nu pot dobândi învățăturile mai bine decât alții, pentru că împreună, în comunitate, putem să dobândim ceea ce ne dorim fiecare dintre noi să realizăm în viața noastră. I-am îndemnat pe copii să fie aproape de biserică, pentru că biserica îi zidește pentru suflet și, cum spuneam un pic mai devreme, să continue să se roage în fiecare zi, pentru că avem nevoie de rugăciunea copiilor și cred că fiecare dintre noi ar trebui să căutăm în această lume să fim aproape de copii, să înțelegem că ei au nevoie de noi, cei mari, să le zidim o societate frumoasă, o societate cu pace, o societate care îi zidește pentru suflet, o societate în care Dumnezeu este prezent, este viu, lucrător și aproape de inimile celor care, iată, peste numai câteva zile vor începe o nouă etapă din viața lor. Pentru noi, bucuria este cu atât mai mare cu cât, iată, această campanie a început în urmă cu 8 ani. Practic, copiii care în urmă cu 8 ani au primit ghiozdane complet echipate erau în clasa 1, iar acum au ajuns în clasa 8. E o mare bucurie pentru noi să știm că în fiecare an am putut să le aducem această mânghiere, această bucurie de a primi un ghiozdan nou, complet echipat, cu tot ce au nevoie la început de an școlar și astfel ne dăjduim ca acest dar să le fie de ajutor și să îi încurajeze să aibă rezultate foarte bune la învățătură, să reușească să-și depășească limitele, să fie mai bun decât în anii trecuți și sigur la sfârșitul anului să vină așa cum vin de fiecare dată aici la biserică, să ne arate notele și să vedem că într-adevăr efortul a meritat, pentru că noi de asta avem nevoie, de copii dornici să-și depășească limitele și sigur că lucrul acesta nu putem să-l facem decât numai cu Dumnezeu. Acțiunea de astăzi se înscrie în șirul numeroaselor activități social-filantropice pe care parohia le desfășoară periodic.